G2A, jocul ieftine tot anul. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Stardew Valley. Al vostru, dragi, scum de nascai aici, pe felie. Weather reportul de mâine este, o să plouă toată ziua. Atât, mă! Atât, mă! Bun, dragilor, ce facem astăzi? Nu am nici mai vagă idee ce ar trebui să facem astăzi. Hai să vedem. Păi, în primul rând avem ziua lui Demetriu, ceea ce este bine. Ne simțim de asemenea norocoși. Nu avem niciun quest activ. Astăzi trebuie să ne ducem să înlocuim radișurile. Corect. Bun, hai să ieșim afară. Să vedem cum este ziua noastră magnifică și extraordinară. Ce avem noi aici la poșta? Din partea lui Robin. Mulțumesc pentru că ai luat upgrade-ul de coteț. Pe lângă faptul că ai dublat capacitatea cotețului tău, mi-am luat libertatea de a instala un incubator. Pentru a folosi incubatorul, pur și simplu pune oul înăuntru. Dacă ai spațiu în plus în cotețul tău, oul va ecloza în câteva zile. Ca întotdeauna, mulțumesc pentru afacerea ta. Ok, deci asta înseamnă că noi în momentul de față putem să ne ducem în aici la cotețul nostru și teoretic cotețul ăsta trebuie să fie versiunea mai mare, nu? Așa, avem puișorii noștri pe care trebuie să iubim. Bun, perfect. Am iubit puișorii, dacă ne mai uităm o dată la ei. Bă, cred că trebuie să iubim de multe ori, de foarte multe ori, am așa o vagă impresia. În sfârșit o să putem să luăm. Oh, finally, și incubatorul care-i, mă, ăsta e incubatorul? Ia, hai să mergem și să vedem dacă putem să punem... știi ce? Hai să le deschidem în primul și în primul rând ușița să mai iasă și ei pe afară la aer. Măcar acum că e soare și frumos afară. Hai să vedem pe unde am lăsat noi ouă ăla de dinozaur. Ia, uite la aici. Dinosaur egg. Așa. Și să ne ducem să-l trântim în incubator acolo, că presupun că o să ne ia mult și bine până reușim să facem ceva cu el. Yay, aici e un puișor. E, fii atent, iese afară și mănâncă din iarbă. Du-te, băi nebunule. Ok, hai să vedem. Ăsta e incubatorul, mă? Fii atent că ăla e incubatorul. Gata, șef. Bun. Bun, și avem aici 10 pe care trebuie să le punem în fodder, nu? Dacă nu mă înșel eu. Animal pantry, bulletin board. Aici. Bun, 10 bucățele acolo, ne ducem și ducem direct și după aia venim și dăm de mâncare la gușter, că îmi bat piciorul dacă... Uite, ce s-a agitat, mă, toată lumea pe aici? Bun, dar înainte de asta, hai să vedem ce mai putem să luăm astăzi, pe aici 3 zile la... Nu. Mută-te așa, te rog. O, level up, nivelul 9, dude! Nivelul 9, foarte tare, ok. Bagă-te și acolo, te rog frumos. Perfectamundo, ok, pe aici nu mai avem nimic. Aici avem un ancient fruit, nu? Pe care trebuie să-l luăm. Și pe care, dacă mi-aduc eu aminte bine, ancient fruitul ăla trebuie să avem grijă să-l punem într-o ceva de sămânță. Nu mai știu. Să vedem la noapte când trecem în ziua următoare. Exact, dacă am prins rețeta pentru seed maker. Cred că e la nivelul 9, nu cred că e la nivelul 10. Ok, 2 zile la mătăluța acolo. Hai să vedem aici la ridichile noastre magnifice și extraordinare. Ok, și cred că de asemenea nu mai trebuie să punem niciun nimic sub ele, pentru că este foarte posibil și probabil să fie deja acolo tot ce avem noi nevoie. Ar fi bine dacă aș putea cumva să verific că într-adevăr 6 zile. Trebuia să mă fi uitat pe... trebuia să mă fi uitat pe rețeta, că pe rețeta îmi spunea clar în câte zile e gata. Ce cap să mă sunt grape. Că nici capsuman, nici capsuman, ce să faci? Da, adică putem să trecem pe la pier. Fără niciun fel, 2 zile la tine. 7 zile la tine, 5 zile la tine, nu ne prea interesează. Meloane o grămadă pe aici. Hai, câte prostioare am luat. Mai avem un loc în inventar? Hai că mai avem loc. Cafea, bun. Trebuie să mă uit să văd cafeaua asta în ce anotimpuri poate fi plantată. Dude, câte prostii am rezolvat aici. Ok, hai să mergem și pe aici. Opa. Mai avem un arțar la care putem să mai punem. Mitică tată, vin să te iubesc un pic. Imediat. Deci avem încă unul. Aici e gata deja, paintar. Bun. Deci încă un arțar aici. Încă un arțar aici. Bun, deci trebuie două din astea să facem rost de ele. Hai să chemăm noi căluță să ne mișcăm un pic mai repejor. Ceva care să fi crescut aiurea.
Ok, ăștia au 8 ore, 9 ore, tăcă, tăcă, ok, că le rezolvăm și pe ele. Ia uite-l, m-a ajuns pe aici, pe sus, de cum ai ajuns aici, sus, ești cu capul? Uite nebunul! Bine, ok, ok. Deci nu putem să iubim de mai multe ori pe zi, o singură dată pe zi. Pine tar. Ok, hai că m-am uitat un picuț pe wiki, încerc să mă documentez un picuț mai bine despre ce se întâmplă aici și mă gândesc în felul următor. Noi tot ne plimbăm cu tot felul de idei de-astea turbate, ce să facem, cum să facem. Nici eu nu știu. Chiar nici eu nu știu să vă zic exact cum o să procedăm, cu care o să fie șmecheria, dar... Până îmi dau eu seama cu ce se face și așa, poate că ar trebui să ne facem un plan de bătaie cu ce se întâmplă aici. Mă gândesc în felul următor. Mă gândesc că poate ar fi bine tot ce înseamnă floricele să le punem aici. Dar acum nu știu ce să vă spun dacă... Ia stai să vedem un pic cu Sweet Pea. Ok. Deci asta dacă ne uităm, poate fi folosit în Summer Seeds, care am zis eu că nu prea mă interesează foarte tare Summer Seeds-urile astea. Bine... Teoretic sunt gratuite, dar deja am ajuns într-un punct în care nu cred că mai merită să ne chinim atât de tare. Și vedem că avem pentru Sandy. Poate că ar trebui pur și simplu să păstrăm, nu știu, să păstrăm florile care sunt de așa, pentru persoanele astea la care putem să le dăm pentru ziua de naștere sau ceva de genul. Păstrăm 5 bucățele de flori normale ca să, pentru quest-uri și alte prostioare de genul. Zic și eu. Și restul le vindem. Cred că ar trebui restul să le vindem. Ok, hai să vedem deci pe aici ce mai intră la capitolul flori. Forage, vegetable, serios? Ok, fruct. Fruct ăsta cred că intră la iarna. Mai delicat vedea pop-up. Păi și ăsta e tot... A, da mă, și ăsta e suia din cășelă, e tot fruct. Da, dar ăsta ține de foraging one. E dubios. Bine, și asta știm de asemenea că putem să facem vin sau jelly din ele, da? Likes this. Bă, nu știu ce să zic. Da, le place într-adevăr, sunt de acord, dar nu știu dacă merită. Adică am putea să păstrăm ăla de bază ca să facem din el un picuț de zi pentru quest-uri și chestii genul ăsta dacă sunt necesare. Dar restul chiar nu știu ce să zic. Deci 5 din astea de bază și restul să le vindem. Spice berry și ăsta știm că vrem să-l păstrăm ca să facem din el. Așa, frăș. Bun, hai să facem cuforul ăsta pentru flori. Deci asta era intenția inițială. Deci păstrăm așa. Hai să păstrăm doar 5 acolo pentru quest-uri. Ok. Alte flori. Nici eu nu știu, sincer nici eu nu știu cum și ce și când și unde și cum să mai procedăm aici. Băi, avem pe undeva cu pine tarul ăsta. Putem să facem cu el speed grow, dacă nu mă înșel. Încă nu avem posibilitatea să... Am zis că săptămâna viitoare mergem la... Ok, iar și pe ăsta să nu uităm de el. Săptămâna viitoare am zis că mergem la Emily să vedem dacă reușim să-i dăm ceva. Ok, și hai să mergem aici și să aruncăm tot restul, da? Deci am zis că încercăm să facem un pic de bănuți cu toate frumusețile astea. Deci asta am zis că numai vin putem să facem din el, altceva nimic interesant. Așa. Bun, hai să facem așa. Cafeluța deja putem să o punem deoparte ca să... boabele de cafea, ca să putem face cafeluțe, pentru că numai primăvara și vara, dacă nu mă înșel. Și... deci aici putem să păstrăm. Așa, și putem să facem cafeluță, dar e nevoie de butoi ca să faci o cafeluță, deci da. Așa, hai să vedem aici ce culoare ar trebui să punem. Deci asta am zis că vrem să punem numai și numai floricele la mătăluță. Aici un roșu din ăsta aprins, așa o fi bine, nu se știe. Așa, și vreau... Ai, de aici mă, să de unde am luat floricelele? No idea. Așa, tot ce înseamnă floricele. Loves this Hailey și asta mai merge și făcut ulei și alte prostioare. Tot ce înseamnă flower. Să vedem dacă putem să ne punem în altă parte. Fructe. Vegetable. Alte prostioare pe aici. Seed. Ok, deci am băgat și pe mătăluță acolo. Bun. Și hai să punem aici toate florile. Și la fel, cred că ar trebui să păstrăm doar pe cele care sunt cu aur. Zic și eu acum, nu, spre exemplu, asta merge către Caroline. Hai să vedem. Hai să încercăm să-i ducem la Caroline astăzi, una din asta. Și ce mai avem? Mai avem un poppy pentru Penny. Hai să ducem lui Penny un poppy. Așa, hai că avem niște mai multe cadouri de dus astăzi, sigur, de ce nu?
Nu mă supăr absolut deloc. Bun, trebuie să-i ducem ceva cuiva, 2 zile, 6 zile, Sunflower 6 zile, nu ne mai interesează. Foarte multe locuri libere acum. Nu ne apropiem chiar de sfârșitul, de sfârșitul verii, dar uite că se mai întâmplă. Ok, ce facem? Care-i planul de bătaie? Hai să ne ducem să ne vedem de treburile noastre zilnice. Ah, da, să punem asta. Corect. Uitați-mă. M-am luat cu tot felul de așa și uitați. Bun. La mătăluța aici, te rog frumos, odată. Și la mătăluța acolo, odată. Băi, da, numai stejarul n-ar crește, mă jur. Numai și numai stejarul n-ar crește mai repede. Mama lui de stejar. Ok, o să vreau, mă gândeam eu, din ce plănuiam aici layout-ul, mă gândeam să punem pe partea asta de jos, numai și numai cu păcei. Poate că ar fi bine pentru noi. Hai la tata. De la tine să știi că nu mai au Ancient Seed sau ce Dumnezeu lui este. Sandfish. M-am rezolvat. Crab Cakes, Cauliflower. Mamă, câte chestii are. Bok choy. Dude, ăsta cred că numai din anul 2 putem să-l punem. Stai așa. Stai să căutăm. 2 secunde. Deci B-O-K spațiu. Bok choy seeds, poate? Așa. Numai toamna. Păi și... Da, numai toamna. Dar nu știu, sigur pot să le obțin din primul an? Ia, stați un pic, că ne uităm la Pierce General Store. Stați așa, că aici ne zice sigur. B-O-C. Bok choy, plant this in fall, le iau 4 zile să ajungă la maturitate. Nu, artichokes. Ok, deci putem să facem rost de ele fără să ne chinuim foarte mult. Apricot sapling. 3 breastfruit in the spring, only grows in the 8 surrounding tiles. De ce e atât de ieftin? Asta ar fi interesant de luat. Avem bănuți să luăm chiar 2. Dar momentan vrem lasa asta, bruschetta. The Muța Amaro. What? Rare Seed Coffee Bean 2500. Ok, nu știu dacă e ceva de aici care să meargă dat în cooking. Plus 1 speed, plus 1 defense. Nu știu dacă e ceva de aici care să meargă dat la... Da, nu e. La community center. Bă, nu, sunt foarte multe chestii, dar încercăm momentan să vedem cu bănuții. Să fim un picuț mai... Cumpătați, să ne ținem de bani. Nu știu, sunt puțin așa cu mintea peste tot, nu știu ce e cu mine acum, voi fi îndrăgostit de mai pomeni. E, de ce ești pufi? Mi-a luat damage? Mi-a luat 1 damage, ok. Bun, la mătăluța te-am rezolvat. Te-am rezolvat și pe tine. Perfect, am undo, pregătește sabia, că precis e vreun gușter pe aici. E nenea asta albastru. Băi, am ideea că se, cu cât avansăm, cu cât trece mai mult timp, cu atâta slime-urile de aici devin mai puternice. E posibil sau e doar imaginația mea bogată? Ce vremuri să ai o imaginație bogată? Când eram tânăr și aveam imaginație bogată. Așa, pe aici mai jos. E un nene aici. Ok, l-am omorât pentru simplu fapt că e un slime în plus pentru acel 1000 slime-uri pe care știm că l-avem în partea cealaltă. Ok, bun. Hai să ne uităm un pic de tot aici în inventar și să-l scoatem pe Gus. Ce avem cu Gus? Ah, da, corect. Ia, stai așa să ne uităm. Nothing posted today. Dar mă interesează de ce astăzi l-avem doar pe Demetriu și după aia avem pe gușterul ăsta de Dorf. Băi, eu nu știu ce, dacă are rost să ne împrietenim cu Dorful, sincer. Că mi se pare că nu ne dă nimic, adică din când mi-au ochi o minte din quest, nimic, absolut nimic. Ok, și să vedem Caroline și Penny. Hai să vedem Caroline și Penny, cred că sunt la fundă tot. Dorful știm tot timpul unde este, deci nu cred că... Așa, deci Penny... Și Caroline, hai să vedem. Penny este către muzeu și Caroline e la ea acasă. Caroline e nevasta lui Pierre? Cred că da. Ok, hai să mergem noi ușor. Și Demetrius, să nu uităm de Demetrius. Te apuci de prostii pe aici și uiți de Demetrius.
Uite-l, uite-l, uite-l. Așa, Demetrius este... Da, este la el acasă. Momentan, până ajungem noi acolo, e posibil să se ducă iarăși la Community Center Gușterul. Că știm că îi place pe acolo. Ok. Mă... Da, trebuie să trecem un picuț pe la magazin. Stai să o salutăm aici pe Jazz. Nu te cunosc. Bine, 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 bine. Jesus, fata asta mă disperă. Opa, opa. Ia fi atent. Ăsta e Sam, nu? Cu frate s-o mai mic. Salut, Sky. Frumoasă zi, nu-i așa? Este. Cu Vincent. Mă enervează firmișurile aia că îi văd, îi simt. Am grijă de frățiorul meu mai mic. Este bine să iau un pic de aer proaspăt pe o zi ca asta, o zi așa frumoasă. Tatăl nostru obișnuia să ne ia pe plajă, să ne ducă pe la plajă în zile însorite ca asta. Sam? Mă, da, mă amuză că omul ăsta tot timpul zici că are, mai are un pic și plânge. Se va întoarce tata vreodată acasă? Bineînțeles, Vince. Tata se va întoarce de îndată ce va putea. Dar am auzit niște oameni mari zicând că toate trupele noastre sunt ucise. Să nu crezi tot ce auzi. Nu ți-amintești aminte cât de puternic este tata? Nu ar lăsa un gotoro amărât să-l prindă în halul ăsta. Nu-ți face griji. Și întotdeauna ține minte că mama și cu mine suntem aici să ne jucăm cu tine dacă vreodată te simți singur. Bine. Gata. Da, ce plictisit pare să joacă el acolo. Ca să fiu sincer, nu am nicio idee dacă bătrânul se va mai întoarce. Am citit cu toții rapoartele, soldații noștri pică cu miile. Dar ce aș putea să-i spun lui Vincent? Este mai bine să fii direct cu copiii, mă rog, să le spui adevărul, sau ai făcut ceea ce trebuia, copiii ar trebui să aibă speranță. Mă enervează, le zic asta cu speranță. Mă enervează sunetul ăla, dar n-am ce să fac. Da, copiii ar trebui să se joace și să se distreze cât încă mai au șansă. Ți-am spus despre formația care începe să prindă formă? Da, se pare că Abigail este un botoșar. Zic bine? Dă asta la tobe. Destul de bun. Iar Sebastian... se pare că a vrut-o cu adevărat în formație. Vedeți? V-am spus eu că există cupluri deja formate, ca să zicem așa. Nu, come on. Vino cu Guștere. Hai să-l salutăm pe Gușterul ăsta de Alex, deși nu merită. Ce vrei? Să-ți trag una după ceafă. Am lucruri mai importante de făcut acum. Doamne Dumnezeule. Bun, ok. Hai să vedem. În sfârșit. Dă-mi să-l iau, că m-a stat în creier. Mi-a stat glass shards. What the... Ce faci, mă, cu glass shards? Gunther... trebuie să... Donăm la muzeu? Da, ca să vezi. Ia uite, domnule. Bun. Așa, ce mai avem pe aici? Nimic interesant acolo sus. Bă, deci m-am mințit, mă, cu coralie aia, pe cuvântul meu. M-am amințit, minciuni peste minciuni. Așa, și dă-ne jumătate de acolo, te rugăm. Am luat mai mult de jumătate, dar e ok, în regulă. Ok, și pune-le aici, perfect, amundo. Așa, vin la tata și hai să ne ducem acum. Deci, mergem la Gunther. Cu ocazia asta dăm și de Penny, dăm o floricică lui Penny, să scăpăm de o grijă. Come on. Și cred că după aia o să trecem... salut, primare! Ce faci, primare? Mâncățești gurată! Ce mai fac chiloții? Mă întreb dacă e ziua cuiva astăzi. Poate că ar trebui să verific calendarul de la magazinul lui Pierre. E, crezi? No, eu cred că e ok. Cred că suntem în regulă, man. Nu cred că e ziua nimănui. Bun. Penny afară sau este înăuntru? Bun.
E cea cu copii, da, e acolo cu copii. Bun, hai să vedem care dintre astea, că nu mai știu. Caroline și Poppy era pentru Penny, da? Ok, ține minte, Poppy pentru Penny. Hai să mergem să-i dăm. Știi ce? Hai să mai vorbim o dată cu ăsta. Cu ăsta, cu copiii. Domnșoara Penny spune că trebuie să citesc cartea înainte să mă joc. Ok, fix același lucru ne zice. Cu tine se pare că am vorbit deja. Ok, și să îi dăm ăsta lui Domnșoara Penny. Mulțumesc, I really love this, iubesc chestia asta. My mother used to drive the bus to Halico Desert, but the bus stopped working a few years ago. Mayor says there's not enough money in the town coffers. Dacă mă, să ai spam, mă, corect. Mama obișnuia să să conduc autobuzul către deșertul Calico, dar autobuzul a încetat să mai funcționeze acum câțiva ani. Primarul spune că nu sunt suficienți bani în trezorerie. Or else it have it, că altfel l-ar repara. Gata, am înțeles. Bun, hai să vorbim cu nenea Gunter să vedem ce putem să-i dăm. Așa, dude, am găsit prostia asta. Ia tu și distrează-te. Ok. Mergem la Pierre. Nu, unde Dumnezeului? Nu pe aici trebuia, mă? Da, mai sus. Este, dar eram eu confuzat un picuț. Pe aici. E bine. Bun, mergem un pic la Pierre să vedem de nevastă sa de Caroline. Mai e Maci? Ok, teoretic este în continuare aici. Bine ai venit la Pierst. My friend, am venit să-i dau o floare nevestistii. Te super pe mine? Ești satisfăcut cu calitatea semințelor mele de vară? Nu. Le urăsc. Oribil. Come on. Și aici trebuie să unim, mă. E în bucătărie? Da, e în bucătărie. Hai să vorbim și cu Abigail un pic, 2 secunde. Parcă mi-aș fi dorit să am o pisică, din păcate tata este alergic la aproape orice. Bine, mă bucur pentru tine. Ok, și hai să vedem aici și cu Caroline. Stai, înainte de asta hai să vorbim cu ea. Dacă vrei să nimeri pe partea bună a lui bărbatul meu, să-i dai calamarii fripți. Bine, mă, ok. Dar nu poți să mă mici mai încolo. Ce poziție ciudată aici. Dai mie asta. Am rămas fără cuvinte. Știu, I freaking know. Sunt un magnific, sunt un extraordinar. Sunt un nebun. Bun, hai să vedem aici la Pierre. Bă, Pierre, dă-mă și mie mă, că ați fie tot niște semințe interesante, mă. Ce mai avem, mă? Bă, de astăzi suntem pe 19. Asta înseamnă că mai avem la dispoziție 9 zile, nu? Până pe 28. Ia, stai un pic, hai să calculăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zile. 9 zile. Ce îmi dai, mă, tu să-mi crească 9 zile? Astea n-am nevoie că sunt deja așa. Wheat seeds o să mai fie nevoie, sunt de acord, și astea cresc în 4 zile, 6 zile. Astea sunt o grămadă de flori, n-avem nevoie. Ăștia ar fi bun că mai fac și toamna. 14 zile să se maturizeze și... Dar nu știu ce să zic. Să mai facem un rând de porumb. Avem noi deja rândul ăla de porumb acolo. Sunflower. Chiar nu știu ce să vă zic. Sunflower sunt scumpe rău de tot. Sunt al naibii de scumpe. Mai am tu ceva interesant pe aici. Space dură oal pe catalog. Cherry se aplică apricot să aibă. Uite aici e mai scump. De ce e mai scump la tine, mă? Apricot se aplică în 2000. Na, fii atent. Păi erau 1500 în partea alaltă. Ia. Stai așa. Fruit trees, așa. Apricot. Pierzi la store cu 2000 și primăvară. Asta și cu cireșul. Na, fii atent. Ok. Nu m-aș fi gândit, dar... Ok, și astea sunt chestii de care... Mă rog. Pe care le mai putem lua pe parcurs. Mai avem ceva de... Nu știu ce să zic. Bun. Hai să ne ducem. Deci o să vreau... Așa, hai să vedem... Hai să vedem unde este gușterul de Demetrius.
Este acolo el care vă să zică. Mergem la el sau nu mergem la Community Center? Cred că dacă trecem pe la Community Center și intrăm în Community Center, s-ar putea să, până ieșim, s-ar putea să ne rezolve. Ok, hai să mergem aici la billboards, la afișaj și să-i dăm în pana mea Fodorul, că m-a nenorocit dacă n-am 20.000 de... Doamne Dumnezeule, ok. Bun. Mai uite-te odată să vezi. Ok, tot acolo. Zim că rămâne acolo. Vreau să știu că rămâne acolo până ajung la el. Up, stai așa. Pe cât facem pariu că se duce înapoi? E tot aici. E acasă. Hai că ziua ta de metrișine. Salutare! Hai să o salutăm și pe Robin. Suntem destul de izolați de restul lumii aici în Stardew Valley. E, vine cu bune și cu rele. Izolarea asta ne zice. Ok. Băi, Demetrius, dacă tu și cu Mario deveniți prieteni, sunt sigur că te va lăsa să te va învăța cum să folosești telescopul din spate. Ia uși ce-mi zice el acum. Destul de interesant, nu-i așa? Hai să o salutăm și pe Maro. Spune-mi o poveste despre farmat. Vă, ce interesant. Păi nu ți-am zis, stai așa că nu ți-am zis. Ok. Hai mă. Demetrius, tata. Demetrius. Un cadou de ziua mea. Ce drăguț din partea ta. Îl iubesc. Știu, nici măcar nu s-a întors gușterul. E ok, în regulă, nici că am vrea să se întoarcă. Aici e Sebastian? Și cu gușterul n-avem. Nu suntem suficient de mulți de buni prieteni. Bun, ok. Hai să ne uităm 2 secunde. Cum să fac buildings? Dude, mă interesează. Bun, lasă ăla. Ok, avem 100 de bănuți, 100... Am putea să băgăm rapid să facem un siloz. Că n-avem bani de altceva. Slime Deluxe Cube, 20.000 pentru ăsta. Auto-Feed System și de asemenea un Lux Rabbit. Băi, stai așa. Cup. Lasă Cup Master, Cup. Deci Chicken, Dax. Putem să luăm 3 brațe. Am uitat complet. Hai să ne ducem repejor pe acasă. Poate mai prindem ceva pe aici interesant, nu pare să. Ok, deci floricelele putem să le păstrăm în continuare, că am zis că le dăm cadouri. Cui place mai Sweet Pea-ul ăsta? Ia să vedem aici dacă mai găsi ceva interesant. Ok. Hai că ușurel facem rost de toate prostiile pământului. 2 secunde. Deci, Sandy. Cine mă Sandy? Just Lea, Sebastian, Sandy. Da, las că mai vedem de voi, Sandy. Am impresia că Sandy este o persoană pe care o descoperim pe parcurs. Bă, deci pe Demetrius îl avem la 4 inimi, fratele, stesc cu capul. Ok. Da, și e bug-ul ăla, că dacă ai dat deja 2 pe săptămâna asta, când îi dai și cadou de ziua lui, deja îl dăm un picuț peste cap. Da, mă, deci nu știm cine e Sandy. Trebuie la Emily să-i ducem mâine. Ok. Hai să vedem un picuț aici. Primul și în primul rând, la flori. Păstrăm așa pentru Sandy. Cine o fi Sandy nu se știe, asta e la revedere. Asta ne ducem să îl vindem, nu? Ar fi bine să ducem să-l vindem sau nu? I don't know. Cred că da. Bă, sunt multe, mă, sunt 20.000 de opțiuni, fraților. Sunt prea multe pentru capul meu. Capul meu nu știe să înțeleagă atât de multe opțiuni. Ok, să vedem aici. Bam, bam, cărbune Nema. La capitolul pește niște. Ok. Ăștia la vegetable. Și unele aveam noi puse pe astea la foraging. La foraging, da, într-adevăr. Ia să vedem. Folosite pentru juice, preserve, da, ok, deci nimic interesant. Fiddleweed risotto. Nu am idee. Bă, nu cred că e mare lucru cu ele, dar presupun că o să mai descoperim pe parcurs. Ok, și pe ăsta mergem să îl vindem și trebuie să mergem la astea noastre, la puicuțe, ca să... Așa, dă-te mai așa. Să le dăm de mâncărică. Ok, deci mătăluța asta.
Și coralii, a, și coralii, da, corect. Îi păstrăm pentru speed grow vieții, corect, corect, corect. Bagaci, nu ne ducem să vindem coralii, ok, în regulă. Vin la tata. Și hai să vedem noi de puicuțele astea. Băi, eu sper din tot sufletul că puicuțele astea se culcă noaptea ca să poți să le închidă. Ia, vin la tata aici. Ok. Cam 1, 2, 3. Și mai avem nevoie de încă două. A, uite că mi-a dat fix câte mai avem nevoie. Da, deci ține cont cumva de ce se întâmplă acolo. Bun. Așa, hai să ne ducem repede, repede. Deci aici aș vrea foarte tare. Ia, stați două secunde să vedem dacă reușim ceva. Dă-te jos un picuț. Ok, deci zona asta e liberă. Zona asta e liberă, putem să ne facem de cap acolo un picuț. Hai să ne ducem să luăm un apricotul vieții sau ce Dumnezeu era. Că e super ieftin, la 1500 față de 2000. Și după aia cred că ne putem întoarce și la... Nu. Ok, dă-mi... Nu vreau cauliflower, apricot seed, sapling. Da. Dăm asta. Gata, l-am furat. Ok. Și putem să începem să-l plantăm. Și după aia vedem cum ajungem repede la Robin să ne facă un siloz aici în plus. Că avem o grămadă de iarbă care ar merge curățată de pe aici de mănâncă. Ok, bun. Deci noi am zis așa. Am zis că păstrăm două spații, da? 1, 2. Deci tu teoretic, my friend, aici ar trebui să fii pus acolo, nu? 28 de zile până la maturizare, 23 de zile, 23 de zile. Bă, să sperăm că e în regulă, Ok. Și acum două secunde să-mi iau aminte, deci am zis așa, am zis pentru silo 5 bare de cupru. Stai că nu mai găseam cursorul de la mouse. Deci o grămadă de piatră. Piatră. Clay, 10 bucățele de clay. Ok, și 5 din asta de cupru, da? 1, 2, 3, 4, 5. Bun, perfect. Și hai să punem și astea la locul lor. Ok. Și să ne ducem repede și la Robin să rezolvăm treaba asta. Come on. Nu mai sunt alea, gata, odată. Băi, ce bine cu căluțul, nu aveți idee cât de bine cu căluțul. Așa, și ce mai facem noi pe ziua de astăzi? Este întrebarea magnifică. Să sperăm că încă o prindem pe Robin aici. Este, mă. Construct farm buildings. Fă-mi un silos, te rog. Ăsta. Ok, move buildings, builds. Ia, hai să vedem. Deci dacă ne ducem noi cu silozul ăsta și îl trântim aici undeva, credeți că se supără cineva? Bun. Perfect. Mâine dimineață la prima oră o să înceapă să lucreze la el. Bun, dragii mei, am văzut dar și scumpeneați că în momentul de față o să vadă. Deci mă interesează așa, mă interesează să trec pe acasă să mai fac un pic de curat în curte, da, să mai tem niște copăcei, să mai așa și vedem dacă tot avem noi noroc. Poate un pic de pescuit, poate un pic de mers în mină, nu am idee să vă spun în momentul de față, dar ne revedem un pic mai pe seara. Stai așa că am uitat complet și absolut de rațe. Stai așa. Salut, Mani! Ceau, Mani! Poți să mă prinzi la salon majoritatea nopților? Bine, eu vreau să cumpăr ceva de la tine. Animalele sunt o companie deosebită, dar trebuie să mai petrec timp și cu oamenii. Bine, Mani. Ok. Bun, hai să vedem. Process animals. Ok, și vrem 3 rațe, da? 4.000 pentru o freaking rață? Îți bagi joc de mine? 4.000 pentru o rață. Bătaie de joc, Mani. Bun, dragilor, hai că am terminat de pescuit. Am fost aici la lacul de la munte. Hai cu tata să mergem acasă.
Și să vedem ce bănuți reușim să facem astăzi. Teoretic ar trebui să facem foarte, foarte mulți bănuți, ținând cont de faptul că am băgat o grămadă de plântuțe la zi, la locul lor acolo. Ok, da. Ce să rămâne că facem cu spiceberry, că uitai. Uitai de la mână până la gură. Asta era de foraging, aveam aici niște spiceberry. Bine, tu ești la capitolul fructe, în același timp cumva. Mai avem spiceberry și pe aici mai avem spiceberry. dude, hai că e, da. Crystal fruit, asta e de iarnă, pardon. Vezi, mai avem vreo ceva, vreun fruct de, nu știu, sunt prea multe, sunt extraordinar de multe, nu mai știu de ne. Summer seeds, wine jelly, puii mei, nu mai știu ce să le mai fac, habar n-am. Ok, hai să vedem la pește aici dacă avem ceva ce poate fi scos. Ok, deci bam. De fapt, știi ce? Bam. Așa, lăsăm unul înapoi. Asta am zis că îl păstrăm pentru Willy, pentru magnificul Willy. Așa, bam. Mai sunt unul? Astea sunt toți. Ok, bine. Trebuie să fim atenți data viitoare să nu mai facem așa, să nu ne mai aruncăm, că după aia ne pierdem pe acolo ca tâmpiții. Ok, bam. Știi ce? Ia aruncă, domnule, și pe astea. Am prins o grămadă de altceva, nu facem nimic cu ele. Bun, dragii mei, Nenea Skyfall... Tot. Nenea Skyfall mulțumește foarte mult, într-adevăr, pentru atenția acordată, dar înainte de asta eram sigur. O mai like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București. Bună seara, România. Pam. Așa, mă, seed maker finally în puii mei, Iridium Sprinkler. N-avem de unde. Hopă și vedeți așa. Dă-te că vreau să vă sunt curios. Ia uite, mai 1500, deci putem să mergem să luăm două rații astăzi. Pe 2500 din pește, da, deci vedeți cum vă chiar... 12.000 per total! 3 rațe putem să mergem astăzi să luăm. Ok. Tu, deci cu capul... Wow! Deci wow! 14.000! Am uitat de asta. Să-l bucurești. Să-l ia. Păi da, la viitoare!